Informații de ultimă oră la Antena 3 CNN. Secretara șefă de la Universitatea de Medicină Carol Davila din capitală este dată dispărută în momentul acesta. Poliția o caută după ce femeia a plecat de acasă azi noapte și nimeni nu mai știe din acel moment absolut nimic de ea. Carmina Pricopie, colega mea senior editor, Antena 3 CNN are însă mai multe informații. Carmina, te ascultăm. Bună ziua, Matei, Vali, Cătălina, în vârstă de 43 de ani, a fost dată în urmărire la nivel național după ce nimeni din familie și dintre cei apropiați nu au mai reușit să dea de ea. Potrivit polițiștilor, femeia ar fi plecat de acasă unde locuia, undeva în sectorul 2 al capitalei noaptea trecută și de atunci nu a mai luat legătura cu absolut nimeni. Fotografia și semnalmentele au fost postate pe site-ul oficial al Poliției Române la secțiunea persoane dispărute, iar potrivit descrierilor, la momentul dispariției îmbrăca un pulover gri, pantalon blămarin și Adidas alb. Are 43 de ani, iar cei care o văd, o recunosc, rugați să sune la poliție sau la numărul unic de urgență 112. Carmina, îți mulțumesc!